Gabriela, sigur că fiecare situație în parte este unică și irepetabilă în toată istoria mântuirii neamului omenesc. Că doi oameni care s-au unit prin Hristos, nădăjduind că soția credincioasă este totuși unită cu soțul ei în Hristos, oamenii aceștia să nu uitați niciodată că au posibilități nebănuite de ei, din partea lui Dumnezeu, har de la Dumnezeu, să poată să se împlinească în legătura aceasta a dragostei și să fie viu, să fie intens în Hristos ceea ce se petrece între ei. Dacă unul abdică, dacă unul este leneș și este inconsecvent angajamentului de viață pe care și l-a luat în fața lui Hristos ca să-l trăiască pe Hristos în această legătură, celălalt nu trebuie să se povărnească, să se piardă, să se prăpăstuiască, da? Ci trebuie să supună lăuntric lui Dumnezeu proba aceasta de viață până când se încălzește inima celui. Eu cred că o soție debordante de dragoste și de atenție către soț, dar cu cuvinte inspirate care presupun și blândețe, dar câteodată și fermitate sau și fermitate, va reuși să crească împreună cu soțul și să nu devină un fel de unealtă în mâna lui, în sensul că soțul meu este așa, deci eu trebuie să mă fac preș în fața lui. Nu, nu există așa ceva. Este pur și simplu o împreună lucrare și soția trebuie să-i pună în vedere că s-au angajat la un contract practic de viață în Hristos, la un viu pe care trebuie trăit împreună. Sigur, sunt oameni care nu se sinchisesc de realitățile astea, dar întrebarea se pune cum l-am luat pe soțul meu, cum am luat-o pe soția mea. Da? Dacă nu vrea să audă de Dumnezeu, este un lucru recent sau niciodată n-a vrut să audă și totuși eu l-am luat ca soț. Mă înțelegeți, Gabriela? Contează foarte mult codificarea acelui. Da? În orice caz, trebuie, dar nu e un trebuie așa că sunteți obligată, dar trebuie să ajungeți să simțiți harul lui Dumnezeu, pentru că acest har se mărturisească și spre soț. Pentru că nu cuvintele noastre de înduplecare vor schimba ceva în el. Să simțirea harului la dumneavoastră va face infinit mai mult pentru soțul dumneavoastră. Da? Și să aveți un duhovnic. Dacă aveți împreună duhovnic, vă poate ajuta enorm. Duhovnicul poate să facă niște lucruri minunate dacă e duhovnicul cuplului. Dacă nu, încercați să cereți cuvânt de la Dumnezeu prin duhovnic.